cum ar putea arăta foarte curând canalul Morii în zona străzii Duzilor s-a văzut marți seara la Darin TV în emisiunea Reginul în direct. Invitații Laurei Todoran, arhitectul șef al primăriei Reghin și doi arhitecți reghineni au prezentat câteva propuneri pentru schimbarea la fața canalelor din municipiu și a râului Mureș. Există un proiect de anvergură intitulat Față de Mureș, care se referă la punerea în valoare a luciului de apa Mureșului în toate localitățile străbătute. La Reghin există mai multe variante pentru canalul Morii. Clădirile se așează cu spatele la Mureș, la apă, și ceea ce vrem este să întoarcem fața către apă. De exemplu, cum e în propunerea noastră cu canalul Morii, nu mai sunt niște spate de garaje, sau canalul Morii nu este un spate de garaj, ci este o față onorabilă. În propunerea noastră, noi avem, de exemplu, o promenadă cu copaci și o pistă de biciclete, luciu de apă, zone verzi, copaci, locuri de joacă pentru copii în mediu verde, o cafenea care s-ar putea instala pe mal, cum ar fi aici. Este la fel, un luciu de apă și un mal, dar este gestionat cu vegetație și cu loc pentru alimentație publică. Problema parcării mașinilor ar putea fi rezolvată cu o parcare cu etaj. Viziunea arhitecților se extinde și asupra bisericilor din cartierul Libertății, o zonă unde acum clădirile nu par să se lege între ele. Sus avem imaginea cu canalul Morii, înspre strada Duzilor și în stânga vedem sensul giratoriu cu bisericile. Și jos e vegetația, cea pe care o propunem. Intervențiile nu sunt majore și sunt în spiritul timpului, adică multe orașe doresc acum să devină verzi, este și un trend verde. Spațiul liber din fața celor două biserici, momentan, din câte am văzut, se parchează și acolo mașini, de fapt nu e un loc de parcare sau nu ar trebui să fie. Spațiul ăsta va fi, de fapt, un loc de întâlnire a comunității, de coagulare a comunității. Se mai dorește și realizarea unei piste pentru biciclete. De exemplu, această zonă cu garaje. Există un curs al apei care, următoarea ocazie de a revedea canalul Morii, este undeva în Apalina. Și pe acest parcurs se poate dezvolta un peisaj deosebit și pentru locuitori, și Apalina aparține tot de Reghin. Deci... Da, și pot să vă spun că avem în pregătire un proiect pentru piste de biciclete și chiar în zona respectivă. În final, arhitectul șef al primăriei a anunțat că planurile de amenajare a canalelor vor fi puse în practică chiar de anul viitor, fie prin programe de finanțare, fie cu bani din bugetul local.